Întreaga suflare a localității Horezu a trăit o zi de sâmbătă plină de speranță în ceea ce s-a dorit promovarea campioanei județului Vâlcea în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. Așa cum se știe, din acest an, jocurile de baraj s-au desfășurat după sistemul tur-retur, iar faptul că Flacăra Horezu a terminat la egalitate 0-0 pe terenul campioanei Sibiului Măgura Cisnădie aducea o doză de optimism pentru meciul revanșă, elevii antrenorului Vasile Ilinca fiind hotărâți să își valorifice așa zisul avantaj al terenului propriu. Este și motivul pentru care, în fața a peste 1500 de spectatori, atât edilii locali cât și suporterii formației gazdă au pregătit o coreografie deosebită menită să își mobilizeze echipa favorită pentru realizarea importantului obiectiv ratat în urmă cu un an, cu reșițeanul Dorin Petru Voina la centru, asistat la cele două margini de Andrei Chițoiu și Cristian Drăguț din Timișoara. Flacăra Horezu în echipament galben și Măgura Cisnădie au pornit lupta decisivă pentru mult dorita promovare. Oaspeții și-au anunțat intențiile ofensive încă din minutul 2, atunci când Radu Neguț a trimis un șut înșelător, fază rezolvată cu dificultate de Daniel Popescu, ajutat și de transversală. După numai 2 minute, Simion a centrat perfect lui Radu Neguț, care a întors din prima pentru Ionuț Petrescu, autorul unui șut defectuos, dar cu noroc balonul i-a revenit. Capitanul oaspeților nu a mai ratat execuția și Măgura Cisnădie a reușit să deschidă scorul. Horezenii și-au trecut în cont prima ocazie în minutul 9, la lovitura liberă executată de Gabriel Stănică, fază la care balonul a trecut pe lângă poarta lui Marius Zăvoi. În minutul imediat următor, un nou pericol creat la poarta gazdelor de Cătălin Nasta a fost îndepărtat de Octavian Marinescu. În minutul 25, centralul întâlnirii acordă penalti pentru un fault comis în propriul careu de Gabriel Bâră asupra lui Gabriel Stănică. Fundașul sibienilor s-a ales și cu un cartonaș galben, după care Ionuț Vladu și-a asumat responsabilitatea loviturii de la 11 metri, pe care a transformat-o cu siguranță și a restabilit egalitatea 1-1, iar speranțele au renăscut în tabăra gazdelor, care aveau neapărat nevoie de victorie. Din păcate pentru horezeni, un fault al lui Georgescu asupra lui Petrescu aduce sibienilor o lovitură liberă de la marginea careului mare, Radu Neguț a centrat perfect în fața porții, Gabriel Bâră a fost mai rapid decât golkeeperul oltenilor și a preluat din nou conducerea 2-1 pentru echipa din Cisnădie, rezultat consemnat la pauză. La 10 minute de la reluare, Gabriel Stănică este la un pas de egalare, însă șutul său din apropiere a fost blocat de fundașul Bâră, care a îndepărtat pericolul. În minutul următor, sibienii au fost la un pas să-și dubleze avantajul, dar Popescu a intervenit prompt la șutul expediat de Cătălin Nasta. La jumătatea reprizei, Marian Popescu a centrat bine de pe partea stângă, dar lovitura de cap trimisă de Răzvan Milosteanu nu și-a găsit ținta. Ultima ocazie a gazdelor s-a consemnat în minutul 75, atunci când Marian Popescu a trimis din interiorul careului mult pe lângă poartă. Din păcate pentru ei, horezenii nu au mai pus în pericol poarta lui Marius Zăvoi, oaspeții au știut cum să-și conserve rezultatul, astfel că Măgura Cisnădie parafează promovarea în cel de-al treilea eșalon, la capătul unui joc ce pare că le-a fost mai ușor decât cel disputat o săptămână mai devreme pe propriul teren. Nu cred că a fost mai ușor, doar că s-a văzut că noi avem o echipă mai experimentată. Ei au jucători buni, dar fără experiență. Se vede că n-au jucat la alt nivel și au dorit foarte mult, au alergat foarte mult, dar cred că valoarea a făcut diferența astăzi. Îi felicit oricum pe cei din Horezu. Sunt o echipă frumoasă. Poate că a treia oară va fi cu noroc pentru ei. Le mulțumim pentru cum ne-au tratat. Ăsta este fotbalul. Eu zic că ne-am cunoscut adversarul mai bine acum și am știut cum să gestionăm situația și am dat și gol repede. Foarte important pentru noi. Mulțumim de această performanță a echipei noastre? Da, foarte mulțumim. Mă bucur foarte mult pentru această promovare. În continuare vedem ce va fi. Cum să spunem, frumos, ne bucurăm de ea și vedem ce se întâmplă mai încolo. Cât de greu a fost mai ușor în deplasare decât acasă? Ne-am mobilizat mai bine, am avut și fani alături de noi și a fost bine. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm, ne-am dorit foarte mult promovarea, ne-am atins obiectivul, asta ne-am propus de la început, a fost un meci greu, am realizat ce am vrut. Se pare că a fost mai ușor în deplasare decât acasă? Nu. Ambele meciuri au fost grele, foarte grele, dar am vrut mai mult și cu asta ne-am calificat. În primul rând vreau să spun că am întâlnit o echipă foarte puternică pentru acest nivel. Felicit echipa, felicit pe toți băieții, sunt foarte bucuros, nici nu găsesc cuvintele. Ce să spun, am speculat spațiile lăsate de echipa gazdă, am fost ferm convins că o să-i prindă pe contraatac, pentru că ei trebuia să iasă să ne dea gol. Am speculat greșelilor din apărare și
puteam să valorificăm mai multe situații. Am avut situații multe, dar sunt mulțumit cu rezultatul care l-am obținut. Fotbaliștii de la Măgura Cisnădie au dublat performanța sportivă din localitatea sibiană după ce echipa de handbal feminin cu același nume a obținut promovarea în prima ligă în urma jocurilor de baraj disputate pe teren neutru la Râmnicu Vâlcea. Se pare că județul Vâlcea ne cade bine. Și fetele și noi am promovat în județul Vâlcea. Evidente motive de tristețe în tabăra horezenilor și asta pentru că flacăra lor s-a stins exact atunci când trebuia să lumineze la capacitate maximă. Echipa pe faza de atac a jucat bine, a avut posesie și a creat ocazii de poartă, dar în faza defensivă jocul a lăsat de dorit. Golul l-am luat pe o acțiune noastră aici de poartă. În loc să finalizăm cu șut la poartă sau să pasăm, Georgescu a luat o acțiune individuală, a pierdut mingea, i-au repus imediat contraatac și gol. Iar a doua fază fixă, la ședința tehnică, am vorbit, am dat oameni în primire. Am luat gol prea ușor. Toată săptămâna le-am spus că s-a jucat prima repriză a meciului și urmează repriza a doua acum. Asta este. Ei au dat tot ce au putut. Sunt puțin trist și cred că trebuie să mă vindec de fotbal. Eu și băieții din primărie și-au făcut treaba pe organizare, dar n-am putut să intrăm noi în teren. Se pare că jucătorii de la Flacăra au avut o zi proastă, așa cum îi plăcea să spună domnului primar Săraru. Sunt și zile proaste în fotbal. Inexplicabil. De data asta Cisnădia a fost mai bună pe terenul nostru. Îmi pare rău pentru că noi vroiam să mergem mai departe, dar știți cum este în sport, va trebui să o luăm de la zero. Așa judecând la cald, cum este acum la câteva minute după terminarea etapei, cred că putem vorbi de încheierea unei epoci, de perioada bună a lui Vasile Ilinca la Horezu, dar de la anul vom lua de la zero cu echipa noastră de juniori care a câștigat campionatul A1. Și care a participat la etapa zonală a FRF-ului. Deci vom pune bază pe anul competițional 2015-2016 pe juniori și pe oamenii mai din zona depresiunii Horezu. În primul rând vreau să salut toți suporterii echipei Flacăra Horezu și locuitorii județului Vâlcea, cei care au venit într-un număr foarte mare la stadionul din Treapt și totodată să fie alături în continuare de echipa Flacăra Horezu. Eu cred că meciul nu s-a pierdut astăzi, calificarea echipei Flacăra s-a pierdut la Cisnădie, unde am avut foarte multe ocazii și n-am marcat atunci când trebuia. Referitor la jocul de astăzi, echipa nu s-a prezentat la valoarea reală cu care am fost noi învățați să joace. Au fost unele sintope în apărare, iar la mijlocul terenului am fost foarte mult descoperiți. Eșecul horezenilor poate fi pus și pe seama sistemului competițional în care se desfășoară campionatul celui de-al patrulea eșalon din județul Vâlcea. Eu mă situez pe poziția critică pe care am avut-o și înainte de alegerile de la AJF. Iată, a câștigat Sibiu, care nu are decât o singură serie în Liga 4-a. Noi avem două serii slabe și din această cauză probabil sunt multe de spus. Eu, ca și membru al Asociației Județene de Fotbal, aș vrea să întăresc ideea că pentru a avea echipe puternice la baraj trebuie să avem o singură serie de Liga 4 în județ, unde să se joace fotbal adevărat și echipele să poată pregăti mult mai bine ca să ne prezentăm la meciul de baraj cu o echipă puternică. Un mesaj de mulțumire pentru spectatorii pe care i-am avut astăzi, nu numai din depresiunea Horezu, și cei veniți din zona Bălcești, din zona Drăgășan, din Râmnicu Vâlcea și din tot județul. Se vede clar că județul, oamenii de fotbal din județ și-ar fi dorit o echipă în seria a treia. Din păcate pentru horezeni, Flacăra ratează al doilea baraj consecutiv, motiv pentru care vâlcenii mai au de așteptat încă un an pentru a spera să își trimită o reprezentantă în Liga a treia.